această ședință, în sală sunt 16 consilieri, online este doamna Popa Anca, domnul Radu Simionescu și domnul Aurelian Tudor. Sper că suntem auziți, bună ziua și celor din online, 6 absenți. Supun la vot ordinea de zi. Aș fi în faptul că încă de ieri, urmarea modului în care se tot discută vis-a-vis de o chestiune pe care eu o consider foarte importantă, și anume de un proiect de suflet pe care eu mai și trag, de ceea ce înseamnă petrolul la nivel importanței pentru ploieșteni și nu numai. De ieri am început de mersurile prin birou relația Consiliul Local. Așteptăm să am un răspuns clar și concret din partea domnilor consilieri respectiv birourilor politice ale domnilor consilieri vis-a-vis de varianta de lucru nouă. Atunci și eu, pe lângă proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat încă de acum o săptămână, când părea că după discuțiilor dumneavoastră ar putea să existe varianta unei asociere, m-am hotărât, evident, cu acolo dumneavoastră, dacă discute, și eventual introdus pe linia de zi, fie primul, fie al doilea, să inițiez și un proiect de hotărâre privind asocierea cu tot ce înseamnă această procedură, și anume mers către capitalul social al 10 hale și piețe și de acolo încolo, de cei prin Ceau și prin Aga de acolo, cu cei de la care dețin în momentul ăsta CIS-ul. S-a părut o obligație pe care executivul o are, în speță executivul care reprezint, în munca dumneavoastră să alegeți dacă mergeți spre această variantă sau dacă mergeți pe varianta licitației, așa cum l-am propus acum o săptămână și ceva. Dar mi s-a părut obligatoriu asta și în contextul în care, cu tot respectul, nu sunt un primar cu coloratură politică, sunt un primar care trebuie să ne ocupe de tot ce își doresc proieștenii. Și prin discuțiile, prin adresele pe care le-am, să mă rog, prin discuțiile pe care le-am avut cu asociația suporterilor, diverse asociații respectiv, cu cei de la Petrolul 52, cei care dețin CIS-ul, am decis ca pe ordinea de zi, sau mă rog, propun ca pe ordinea de zi, pentru că nu pot decide eu, să fie introdus și acest proiect, fie primul, fie al doilea, urmând ca opinia dumneavoastră în calitate de legislativ să fie foarte clar asumată. Pentru că de la începutul acestor dezbateri, am spus foarte clar că nu vreau să fac decât ce se decide și ce se decide poate fi făcut, stipulat, dispus de către Consiliul Local. Au fost nenumărate dezbateri, pare că nu s-a ajuns la o concluzie, dar mi se pare că astăzi terminăm un curs normal al lucrurilor prin cele două proiecte existente pe ordinea de zi, cu dispoziție foarte clară, prin vot, care este direcția pe care o ia executivul. Repetându-vă obsesiv și dumneavoastră și celor care ne ascultă și celor care o să ne asculte, executivul va face ce dispune dumneavoastră. Pe care de consecință, repet, cu acceptul dumneavoastră procedura, propun ca ordinea de zi să fie completată, cu un proiect care a privit și aprobarea comisiei, deși are aviz, și care este legat de transmiterea în concesiune la 10 hale și pieța celor 6 mărci, pe procedura pe care ați discutat-o eventual, și anume cu o asociere pe care eventual 10 hale și pieța poate face cu cei care decid CIS-ul. Asta este o solicitare care vine din partea ploieștenilor, care s-a desprins din discuțiile pe care dumneavoastră le-ați avut. Urmează să apreciați proiectul hotărârii în momentul doamnei președinte. Repet, de aici încolo este o procedură care ține strict de modul în care își derulează activitatea Consiliului Local și de dispoziția dumneavoastră în calitate de legislativ. Supun la vot lista suplimentară, acest proiect. Cine este pentru introducerea pe lista de proiecte suplimentare? Cine este pentru? Supun la vot lista o abținere. Online, vă rog. Doamna Popa? Pentru.
Pentru... Mulțumesc, domnul Simionescu. Domnul Simionescu. Mai este online, domnul Simionescu? Este, apare, da. Domnul Tudor? Da, pot. Revin la domnul Simionescu. Deci cu 15, 17 voturi, o abținere. S-a acceptat proiectul pe lista suplimentară. Supun la vot ordinea de zi cu introducerea acestui proiect pe poziția 2. Cine este pentru? În online, vă rog. Doamna Popa? Pentru. Domnul Simionescu? Nu-l avem. Și domnul Tudor? Pentru. Mulțumim. Doamna președinte, dacă permiteți, voi fi online. Mulțumesc pentru introducerea pe ordinea de zi. Urmează să se dispune, să repet executivul pe care vă duc, va face ceea ce dispune dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Punctul 1. V-aș propune, pentru că e vorba de un proiect nou, pe care nu știu dacă domnii consilieri l-au în față, să luăm o pauză de discuții înainte de a intra pe votul efectiv. Înainte de a lua o pauză, vă rog, să le spune doamna secretară dacă are toate literele de legalitate și îndeplinește condițiile de dezbatere. Spune o pauză pe această curie. Doamna secretară? Avem raportul de specialitate al direcției de patrimoniu, al direcției juridice și avizele de la comisie. Dumneavoastră ați dat vizele de legalitate? Da, domnule președinte. Da, domnule consilier. Mulțumesc frumos. Este deci vă propun o pauză. Aveți exemplare să le mânăm domnilor consilieri, măcar pe grup. Măcar pe grup. Mulțumesc frumos.